Seara, doamnelor și domnilor, invitata noastră de astăzi este președintele Partidului Legii și Dreptății, doamna Mariana Durleșteanu. Doamna președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Mulțumesc mult pentru invitație și sunt cu drag aici în studioul dumneavoastră. Mulțumim tare mult. Doamna Durleșteanu, mâine 17 noiembrie se fac exact 8 luni de când dumneavoastră v-ați retras candidatura de la funcția de prim-ministru al Moldovei, candidatura înaintată de către coaliția Șor PSRM. Noi azi trăim așa cum trăim, despre asta vă vorbim inițial mai la vale. Întrebarea ar fi prima, dacă să admitem, fără să întrebăm multe detalii, că ajungeați dumneavoastră prim-ministru al Moldovei, noi astăzi și-am fi avut o garnitură guvernamentală așa cum o voiați. Noi astăzi trăiam la fel, am fi avut exact sau în mare parte exact aceeași situație sau mai prost. Ok, deci în primul rând vreau să vă zic că invitația a fost nu din partea formațiunii sau coaliției Șor Dodon, a fost doar din partea PSRM-ului, care a votat același guvern hibrid în 2019 de guvernul doamnei Sandu. Da? Deci a fost doar din partea Partidului Socialiștilor. Așa, cât privește cu nivelul de trai, deci nu știu, domnul Constant, dumneavoastră, cred că știți mai bine, noi trăim bine? Pentru că totuși avem vremuri bune, oameni buni, guvern pe unde de profesioniști, pe unde de... E destul de complicat acum. Da, deci eu nu pot să-mi dau o apreciere dacă era mai bine sau mai prost, pentru că nu a avut loc să fie. Și cred că decizia mea a aparținut, nu regret, și aș dori să menționez că invitația am acceptat-o doar ca un profesionist care am știut să gestionez crize financiare în 2008-2009, să evit default-ul pentru Republica Moldova ce ține de datoriile externe față de creditori. Nu pot să-mi dau încă o dată apreciere dacă era mai bine sau nu. Dar cu siguranță noi trebuie să contribuim ca cetățeanul Republicii Moldova să aibă un trai decent. Atunci haideți să încercăm altfel. Dumneavoastră spuneați și spuneți ca toți ceilalți politicieni de pe globul pământesc, mai ales din cei din Moldova, că tot ceea ce faceți în politică este pentru binele și prosperitatea poporului. Iată, pentru acest bine al poporului, de ce totuși n-ați insistat să rămâneți candidat, dar v-a enervat faptul că s-a implicat în joc Partidul Șor și ați plecat. Ați trântit ușa și ați spus că nu mai vreți să fiți candidat. Și doi, în același context, ce s-ar fi întâmplat la modul practic dacă nu vă retrăgeați? Or, doamna Maia Sandu, oricum n-ar fi semnat decretul. Deci prima parte ce ține de condițiile care le-am impus sau le-am solicitat, nu a fost doar, să zicem așa, prima condiție a fost într-adevăr să nu fie cei care au fost implicați în furtul miliardului, deci formațiunea Șor, dar mai erau și alți deputați. A doua a fost că totuși guvernul să fie un guvern tehnocrat, pentru că era criza pandemică în toi și se cunoștea că urmează o criză economică globală, da? Deci la care trebuie să faci față. Și a treia a fost totuși că vreau să văd o voință politică din partea și altor partide care stăteau în Parlament și pot să vă zic astăzi că strategia mea a fost totuși că alegerile anticipate să fie provocate, dar în februarie 2022. Deci am mers pe viziunea, și acum nu vreau să spun că am făcut un copy-paste sau, dar pe o viziune foarte clară cum a fost guvernul Cioloș în 2015, când a fost un guvern tehnocrat de tranziție pentru provocarea unor alegeri anticipate. Fiind în Londra și văzând că toate formațiunile politice din acel parlament, care știm a cui era, da? Deci mi-am dat seama că nu pot să fiu parte la astfel de jocuri. Cât privește decretul, dacă îl semna doamna Sandu sau nu, pot să vă zic cu siguranță că sunt cu conștiința curată că nu am făcut și nu am contribuit la un impeachment pentru doamna Sandu. Pentru că scenariul era că dacă doamna Sandu nu semnează decretul, să fie aceeași deconectare cum a fost și cu președintele Dodon fostul, da? Nu știu de câte ori, 5-6 ore a fost deconectat pe 5 minute, votat alte legi în Parlament și nu am dorit să fiu parte la astfel de joc care nu stă mie ca persoană și ca morală tot. Ați spus din cel mai devreme că nu regretați faptul că v-ați retras. Dar marele electorat al PAS-ului, să înțeleg eu, că ar trebui să vă mulțumesc dumneavoastră că pentru faptul că prin această retragere a domniei voastre
ați dat undă verde pentru anticipate și astfel PASO controlează absolut tot în țara asta. Conștientizez, știu și prietenii mei îmi spun din toate țările, deci că de fapt provocând aceste alegeri anticipate am adus 63 voturi cu partidul PAS în Parlament. Nu cred că este o situație, hai să zicem așa, excelentă, pentru că totuși partidele mici trebuie să fie prezente în Parlament. Și de aia cred că Partidul Legii și Dreptății va înainta o inițiativă legislativă ce ține de pragul care să fie de trecere, nu de 5%, de 3, de 2 vom vedea cu alte formațiuni politice. Acum că ne-am trezit cu surpriza de 63 de deputați în Parlament care parte din ei joacă Tetris sau, nu știu, se aventurez, fac o aventură de legislativ, asta le aparține lor. Eu sper să se maturizeze în următorii 4 ani. Dar recunosc, puterea a fost și este în prezent a unui partid majoritar care este și la conducere, la toate, hai să zicem, puterile țării și eu sper că totuși acești deputați 63 sau formațiunea politică care are toată puterea în stat să facă față și să depășească acele crize pe care le aveam astăzi prezente în Republica Moldova. Dacă lucrurile merg tot așa cum merg acum, PASO-ul la putere doar pe 4 ani sau chiar pe 8? Nu am capacități de ghicitoare sau clarvăzătoare. Probabil că totuși ca formațiune politică, nu în componența de 63 de deputați, dar probabil să fie și pe un mandat mai lung, ca proiect pe termen lung. Cred că la acest capitol totul depinde cum se vor realiza ei ca politicieni și care vor fi livrabile. După cât am văzut sondajul de la SBS AXA, deci din octombrie cam este PASO-ul în cădere lentă, să zicem așa, în sondaje. Dar este prea matur de dat o apreciere pe ce mandat au venit. Doamna Dulăștea, noi avem deci zilele astea un an de la alegerea președintelui țării. Ca să nu vă întreb direct din notă, să vă întreb altfel. Mai bine rămânea Igor Dodon președinte de țară sau totuși e mai bine că a învins Maia Sandu? Deci nu, categoric nu era bine dacă rămânea domnul Dodon și pot să vă zic, eu venind din diaspora și știți foarte clar că diaspora a fost foarte activă și eu inclusiv am mobilizat diaspora din, și din Marea Britanie și din România, măcar că noi considerăm în România că nu aveam diaspora, suntem toți români. Și vă zic că a fost un vot de protest împotriva domnului Dodon. Deci, am mai zis-o mai înainte, am votat pentru doamna Sandu. Acum, la un an de la acest vot, pentru mine personal, totuși am sperat că doamna Sandu va fi președinta tuturor moldovenilor, ne va aduna la o masă pe toți, indiferent de viziunile politice, va îndeplini acele promisiuni pe care le făcuse în campania electorală, inclusiv una din ele a fost și provocarea căi legale de anticipat pe care nu a făcut-o ea și asta o știm toți. Dar mai multe, 10 promisiuni care le-a avut, putem să trecem prin fiecare din ele. În final aș dori să zic, este o dezamăgire. Poate votul meu a fost, nu știu, poate eu am greșit, dar dezamăgirea asta este și la alți cetățeni de peste hotare, pentru că s-a promis multe, s-a promis că va fi diaspora readusă acasă. Cu regret, vedem că acum se ocupă, inclusiv doamna președinte, cu recrutarea cetățenilor, pentru că nu le ajung specialiști și profesioniști. Au fost careva din diaspora readuși acasă, dar nu se face în așa mod, pentru că trebuie să ai un program foarte clar pentru cetățenii de peste hotare, cetățenii moldoveni de peste hotare. Poate totuși nu folosim așa termeni ca dezamăgire, ori puterea o are abia de 3 luni de când a câștigat parlamentarele, plus la toate mai crizele astea care au fost una peste alta. Domnul Gonța, noi am votat președintele tuturor moldovenilor. Da? Deci că PASO a câștigat 63 de voturi, că are guvernarea în mâinile sale, da? Și legislativul, sunt puteri separate. Unul este executiv, altul este legislativ. De aia, eu consider că într-un an de zile a fost suficient timp ca să doamna Sandu să devină președintele tuturor moldovenilor. Și sper că după, nu știu, pe 24 decembrie pare mi se că va fi un an de la inaugurare, totuși într-o bună zi să vedem că într-adevăr ne reprezintă. Da.
Haideți să-i dăm o notă, vă rog frumos, acestui prim an al doamnei Maia Sandu. Eu cred de la 1 la 10. Dar nu cred că e cazul să dau eu notă. Eu știu că doamna Sandu poate să-și dea singură notă, pentru că știu că se poate să se aprecieze singură din punct de vedere cât merită și sau în deci colegii ei din PAS așa cum le place lor poate să-i dea cea mai mare notă sau le aparține. Dar la modul general doamna președinte Maia Sandu a reușit în acest an să demonstreze că ea poate fi mama națiunii, ori noi acest popor care suntem aici, așa ne obișnuim. Noi fără tată, fără un tată sau fără o mamă nu cam complicat ne descurcăm. Vai de mine! Sincer, eu cred că noi suntem în secolul 21 și toți noi cetățenii din Republica Moldova nu avem nevoie de un guru sau de o mamă sau de un tată. Trebuie să ne învățăm să nu facem idol din oameni, da? Și fără persoana respectivă, X sau Y, nu putem să avem succes în țară. Deci, suntem în secolul 21, nu pot să zic că este doamna Sandu și mamă sau bun tată sau ce ar putea să fie. Sunt o persoană care am părerea mea, viziunea mea și de-aia nu o să idolizez pe nimeni. Asta dumneavoastră, dar moldovenii de obicei gândesc altfel. Sondaje de opinie arată, de exemplu, că liderul preferat este Vladimir Putin cam din 2000 încoace, când a fost ales. Depinde de presă, de televiziuni, de tot. Da? Deci influența sau să zicem așa, pe care o are mass media, deci diseminează această viziune de a avea un lider politic. Noi putem să vedem că foarte mult s-a schimbat leadership-ul în Republica Moldova prin faptul că au plecat foarte mulți lideri din partidele vechi. Eu cred că și uitați, da, poate dau un exemplu care nu este la locul său, dar Marea Britanie, deci prim-ministru nu este idolul societății, dar are maestatea sa regină, într-adevăr, pentru că este o tradiție. Noi nu avem tradiție și nu trebuie să facem regini sau regi sau Dumnezei sau cineva în fața cui să ne închinăm și să ducem toată ziua, bună ziua, cu faptul că îi iubim și îi dorim să ne conducă. Rămânând din cel la acest prim an al doamnei președinte, pentru dumneavoastră e clar că ea al doilea mandat? Cred că aici, dacă așa să o zic, poate un pic cu ironie, dar cred că astăzi am văzut că domnul Sturze a postat o odă dedicată doamnei Maia Sandu și cred că dumnealui ar putea prezice ceva mai mult, că îi face preziceri și pe piețele și pe bursele internaționale, ar putea să ne spună dacă și doamna Sandu ia următorul mandat sau nu. Deci e greu de spus, dar eu cred că ca candidat pentru a doilea mandat, de ce nu? Adică depinde cum vor fi livrabile între acești 4 ani. De din ceea ce vedeți pe piață, pe piața politică, chiar și dumneavoastră ați menționat că foarte mulți deja lideri au plecat, concurenți sau jucători care ar putea să-i facă față concurenței respective în 2024, sunt sau deocamdată nu vedeți nimic la orizont? Păi, din ceea ce văd eu, așa cum avem 63 de deputați da, a partidului majoritar, probabil că concurența va fi pas în pas. Da? În interior și cred că ar putea fi contracandidați așa ca, nu știu, domnul Alaiba, de exemplu, sau doamna Natalia Gavriliță sau, eu știu, domnul Grosu. Cred că, pentru că totuși vor fi careva schimbări, au candidați care probabil au aspirații politice mari. Și asta ar fi o situație și a doua situație, desigur că mai avem o perioadă destul de îndelungată, vom vedea. Deci care ar fi contrapartea pentru aceste alegerile din 2024? Noi de obicei să bate stânga cu dreapta, de pe stânga, să luăm de exemplu pe Dodon. El gata politic, din punct de vedere politic, în opinia dumneavoastră? Eu cred că atunci când a pierdut alegerile, atunci era cazul să se retragă, dar decizia aparține. Știți că am mai văzut lideri care au plecat și au revenit, iar unul zice că pleacă și revine după 2 luni, nu nominalizează. Deci faptul prin ce se întâmplă cu congresele da, naționale a unor partide, fracțiuni politice mă dă peste cap, pentru că demonstrează că totuși clasa politică nu este matură în Republica Moldova. Nici deci... măcar Vladimir Voronin, care a spus că pleacă și n-a mai plecat? Păi da, dacă are așa speranțe să rămână. Dar Renato Usată ar putea să-i facă concurență doamnei Maia Sandu peste 3 ani? După câte văd, s-a retras, deci
văd că totuși este o persoană care și-a jucat rolul pe o perioadă anumită și nu cred că ar reveni. Deci eu cred că totuși Republica Moldova așteaptă un leadership nou, un leadership european, cu viziuni europene, da, și care ar fi un echilibru între vest și est și care ar putea să contribuie ca deciziile să se aici. Că punctul de control acum a deciziilor nu este în Republica Moldova și asta o conștientizăm și am înțeles-o exact când s-a semnat contractul cu Gazpromul. Da, unde e punctul ăsta, apropo? Nu. Acum discutăm despre acest punct. Dar dumneavoastră vă veți implica în partidele politice, cum se numesc ele, campanii electorale care urmează să bloc? Da. Bun, cam de părtișorului până în 2023. Da, deci proiectul Partidul Legii și Dreptății este un proiect pe termen lung. Da, am exersat în această campanie care a fost, pentru că totuși într-o lună jumate este foarte greu să mobilizez și echipa și forțele. Noi, după cum cunoașteți, am mers cu o garnitură de doar de 56 de candidați, pentru că fiecare urma să fie, să aibă o integritate foarte bună și vom continua acest curs politic în continuare. Cunoaștem partide politice în țările europene care stau la guvernare, tot ca Partidul Legii și Dreptății, care stau la guvernare și de prin 2015 și prin 2020. N-o să nominalizez acum țările, sunt membri a Uniunii Europene și considerăm că Partidul Legii și Dreptății este o alternativă pentru viitor și este un partid de echilibru. Dorindu-vă succes, haideți să mergem și pe la guvern. Or, și ăștia de Aldămaș au făcut zilele astea 100 de zile de când guvernul a fost învestit. Haideți că dumneavoastră nu ghiciți în apa plată, dar percepeți mai ales la guvern, la ce ține de guvern. Problema acestui guvern, în opinia dumneavoastră, dacă sunteți de acord cu asta sau nu, a fost că nominalizarea sa a avut loc sau investirea sa a avut loc într-un moment pe care nici măcar dușmanilor nu-l vrei, nu-l dorești, gen criză după criză de tot felul. Sau nu chiar așa? Păi eu nu cred că... Deci investirea guvernului a avut loc pe 6 august. Așa. Da? Deci acest guvern a fost, are o susținere majoritară în legislativ, are susținerea președintelui țării și nu cred că e cazul să vorbim că dorim sau nu să fie, deci sau nu-i dușman, noi am dorit această perioadă de astea trei, de fapt, trei crize. Este criza pandemică, criza energetică și criza social-economică, care în Republica Moldova va fi mai acută. Eu cred că asta doar este o scuză. Deci oricare persoană care acceptă să guverneze nu poate să aibă scuze. Deci dacă, uite, e criza și suntem nenorociți și nu putem gestiona. În primul rând, acest guvern, după inaugurare, urma, conform regulamentul privind activitatea guvernului, să aibă un plan de acțiuni, unde să transpună activitatea guvernului. Acest plan de acțiuni care se aprobă prin hotărâri de guvern se cascadează către instituțiile, da, către ministerii, instituțiile publice. Noi până în prezent nu am văzut niciun plan de activitate. Guvernul înțeleg că a fost o criză, deci sunt crizele în lanț, dar deocamdată am văzut o activitate haotică, nu bine gestionată și asta am văzut-o și în criza energetică, pentru că în luna august sugeram guvernului sau am făcut un apel să se apuce de o celulă de criză sau, care să coordoneze criza energetică, pentru că pe bursele internaționale prețurile la gaze anume că s-au majorat în luna august. În septembrie guvernul făcea ping-pong cine e responsabil, Moldova Gaz sau guvernul, după care, după expirarea contractului din 30 septembrie, au preluat și cel puțin domnul Spânu este tânăr curajos, s-a școlit pe noi cetățenii, dar a făcut treabă, cel puțin e curajos. Da, bine, rău, vedem mai departe. Dar și ca la urmă să înțelegem că celula de criză a fost preluată de către doamna președinte Sandu, care prin telefoane cu Germania în Statele Unite a soluționat dilema între Gazprom și Federația Rusă cu Republica Moldova. Eu vreau să confirm într-adevăr că la nivel european Gazpromul a fost instrumentul politic a Federației Ruse. Și asta a fost nu doar față de Republica Moldova, asta a fost față de toate țările europene. Și aspectul geopolitic, pentru că dacă sunt în acest domeniu de activitate în țiței și gaze, a predominat în toată Europa
Însă pe cale bilaterală, așa cum au făcut-o și Ungurii, așa cum au făcut-o și Germania, și-au obținut prețuri bune la gaze pe termen lung. Prea departe v-a zis. Un pic înapoi, dar poate moștenirea e proastă pentru guvernarea actuală. Știți, eu m-am uitat, iată, la cifrele de la buget, care văd că totuși guvernarea nouă a primit, a avut bani în conturi, da? Deci a avut mijloace financiare lăsate de precedentul guvern, acum ei singuri trebuie să zică exact cum apreciază chestia asta, dar și actualul guvern, luna septembrie, de exemplu, am văzut în conturi mijloace financiare de circa 4 miliarde de lei. Deci la capitolul colectări sunt cu 23%, deci veniturile mai mari, deci nu pot să se plângă că nu sunt bani. Apropo de bani, haideți să luăm câteva clipe de publicitate. Da. După care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Doamna președinte, că ați vorbit și dumneavoastră despre această criză a gazelor naturale. În câteva cuvinte, negocierile purtate de către vicepremierul țării noastre, domnul Andrei Spânu, cu cei de la Gazprom, sunt sau nu un succes? Pentru noi succes, nu pentru Gazprom, pentru noi. Deci eu cred că un succes ar putea fi faptul că într-adevăr domnul Spânu, cu curajul care l-a avut, nu a lăsat moldovenii în bezne și în frig. Asta este clar. Dacă într-adevăr situația era pe ochii de cuțit, deci puteam să rămânem și deconectați de la lumină, deci nu, asta nu înseamnă că nu poate să se întâmple și în perioada care urmează. Dar oricum această iarnă, cum am mai spus-o și pe alte căi de socializare, va fi o iarnă de coșmar, pentru că cetățenii Republicii Moldova nu își pot asuma achitarea unui astfel de tarif, chiar și în condițiile prin care ANRE-ul a decis chiar provizoriu să transpună acest preț de 3 ori mai scump decât în contractul anterior în tarif 100%. Acum discutăm și despre asta. Dar o mică paranteză. Iată, poate dumneavoastră cunoașteți, dacă nu, nu brăfim. Este sau nu este o coincidență demisia domnului Kulminski din funcția de vicepremier pentru reintegrarea țării după întrevederea cu Cozac la acest subiect al gazelor naturale? Sau acolo chiar e vorba de viața privată a omului și noi, mereu, pentru că noi vrem să căutăm mâna Moscovei, chiar și acolo unde nu este, insistăm să căutăm. Deci eu cred că domnul Kulminski este o persoană matură, adultă, care înțelegea că urmează să aibă ceva privat ce ține de nașterea copilului și atunci când acceptă o funcție în guvern, ești matur și conștient. De fapt, ăsta, eu nu cred că e ceva personal. Eu cred că este mai mult un rezultat al vizitei pe care a avut-o împreună cu domnul Spânu la Moscova. Dar eu cu siguranță vom afla. Vom afla, mai sunt foarte mulți colegi care atât de la Gazprom cât și din spațiul ăsta sau business-ul de gaze vor expune motivele adevărate. Am închis paranteza. Dar autoritățile noastre se laudă pe bune și au motive să se laude, da? Pentru faptul că, iată, noi am negociat un contract cu rușii mai bun decât au foarte multe țări europene, de două ori mai ieftin decât au țări europene. Ăsta este motiv de laudă și noi trebuie să plecăm capul de mulțumire și de apreciere, să dăm like-ul ce inimii are. Sau băieții exagerează un pic ca noi să mergem ca turma. Eu cred că, după cum am spus, acest guvern și în special în gestionarea crizei energetice a făcut o școlarizare pe cetățeni din Republica Moldova pentru că nu au experiență și nu au avut niciodată deci ocazia de a negocia cu Gazpromul sau în general de a înțelege business-ul ce ține de gazele naturale. Da, prețul obținut este mai mic decât cotațiile la burse, care și acum sunt 800 de dolari pentru 1000 de metri cubi, dar ele sunt cotații spot. Deci astăzi, dacă dumneavoastră vă duceți pe bursă, cumpărați cu 800. Că au fixat în contractul care este pentru 5 ani și totuși vreau să înțeleg de ce au semnat pentru 5 ani, că pentru mine este clar că au parcat pe perioadă de timp pachetul 3 energetic, da? Dar dacă ne întoarcem la preț, prețul de 450 de dolari pentru 1000 de metri cubi este foarte mare pentru moldoveni, pentru că veniturile sau minimum de consum, coșul minim de consum în Republica Moldova era până la creșterea prețurilor în urma crizei energetice, era de 2080 lei.
Da? Deci cu această creștere care a început cu produsele alimentare, undeva circa 20% până în septembrie, acum creșterea prețului la utilități, și când mă refer la utilități, mă refer că va fi și la agentul de termoficare, care am văzut-o ieri că a înaintat deja o solicitare la Andrei să modifice tariful cu 60% și evident că va urma și la energie electrică. Deci toate merg în lanț. Asta va conduce la o inflație foarte mare, probabil la sfârșit de an de 10%, dar eu aș dori să menționez că Gazpromul, când a negociat cu contrapartea Republica Moldova sau reprezentantul Guvernului și a Moldova Gazului, cu siguranță și-a făcut calcule. Deci dacă Gazpromul vindea la $150 și avea un profit, deci acum la $450, acel profit crește. Și trebuie să fim conștienți de faptul ăsta, da? Deci chiar dacă nu, guvernul nu a promis să facă transparent contractul, înțeleg formula de contract că este 50 la 50, deci iarna se merge pe când se consumă mai mult pe formulă, deci pe un preț fix, iar vara pe formula spot de burse, dar asta este o altă temă. Eu sper totuși că voi vedea contractul acesta semnat cu Gazprom. Trebuie să înțelegem foarte clar că noi plătim un preț mai mare decât a semnat Germania, da? Mai mare decât a semnat Austria. Austria, pare mi s-a semnat un contract pentru gaze naturale până în 2040 și plătim un preț mai mare ca Ungaria. Deci toate aceste țări sunt țări membre Uniunii Europene, au un venit minim garantat mult mai diferit decât Republica Moldova. Deci noi știm foarte clar că Republica Moldova, supraviețuirea este din contul remitențelor trimise și de diasporă, deci creștere economică nu am avut și eu aș considera că guvernul ar trebui nu doar să se mulțumească sau să vină cu laude, vezi, Doamne, că am adus pensia minimă de 2000 de lei, care a fost promisă la mai mulți pensionari și s-a făcut și s-a făcut, că au transpus 100% acest preț major în tarif, dar nu vorbesc nimeni nimic, că nu l-am auzit pe ministrul economiei să vorbească de salariu minim pe economii. Ce facem cu agenții economice? Acum și vă întreb și despre un mic detaliu, poate cunoașteți, dacă știți. De ce poate fi un contract de genul ăsta între stat și stat, secret de stat? Deci noi suntem, deci Republica Moldova este acționar cu 34% în Moldova Gaz. Nu ar trebui, eu știu că anterior contractele se publicau. Acum trebuie să vedem confirmările, dar nu trebuie să fie secret de stat, dar sunt niște clauze comerciale care pot fi, deci, nu divulgate, dar în noi, societății ni s-a promis că guvernul va fi transparent și, de fapt, asta am auzit de la partidul majoritar, că va fi corect cu cetățenii, va fi transparent și vom vedea. Doamna Dulăștean, moldovenii stau foarte bine la capitolul imaginație. Sau, într-adevăr, în criza asta a gazelor naturale s-a implicat Angela Merkel, Statele Unite, Bruxelles și au discutat cu Gazprom? Da, pot, într-adevăr, că moldovenii stau bine cu imaginațiile, pentru că am trecut-o prin experiența mea când m-am refuzat de a fi candidat la prim-ministru. Nu, faptul că s-a apelat la parteneri externi, asta este adevărat. Și asta pot să vă zic, pentru că, în afară de că sunt în domeniu, am foarte mulți colegi la Bruxelles, deci în țările respective, în Germania și Statele Unite, și cu siguranță doamna președinte s-a implicat prin telefoane, dar să ne aducem aminte că domnul Spânu sau delegația Republicii Moldova a semnat contractul pe 29 octombrie, da? Și asta a fost vineri. Ei au zburat joi, delegația noastră, la Moscova. Da? Nu mai țin exact când am făcut pozele cu domnul Miller. Iar miercuri, domnul Putin a dat indicații domnului Miller de la Gazprom să umple, să crească nivelul de înmagazinare a gazelor naturale în Germania și în Austria până pe 8 noiembrie. Deci, deja, cum am mai zis, Federația Rusă a folosit Gazpromul ca instrument politic care a dat foarte clar motivul de a înțelege că Federația Rusă controlează aceste burse. Și cotațiile au început să scadă. Da. Da? Deci, faptul că delegația noastră afla acolo și încearcă să zică că da, e mai bun și mai este prețul mai mic decât cotațiile, nu trebuie să ne comparăm, trebuie să înțelegem cât poate moldoveanul să achite real pentru acest gaz. Acest gaz este foarte scump pentru cetățenii Republicii Moldova. Iată, tariful este de 11 lei și 8 bani. Noi să mulțumim guvernului pentru compensațiile anunțate pentru
absolut toți consumatorii casnici din Moldova, inclusiv pentru cei care în viața lor, sau cel puțin în ultimii 10-20 de ani, nici măcar n-au văzut cum arată bancnotele de lei moldovenești. Deci eu mi-am expus în primul rând opinia privind că guvernul trebuie să, sau ANRE-ul, care în cazul respectiv la solicitarea Moldova Gaz nu a acționat în folosul consumatorului, da? Pentru că ei trebuie să ne reprezinte, deci da, interesele mele, al domnului Gonța, deci a fiecărui cetățean, a acționat în folosul, în beneficiul Moldova Gaz. Deci opinia mea este foarte clar că aceste majorări urmau să fie transpuse pe etape. Da, evident că guvernul a venit cu compensări pentru toate categoriile casnice. Din păcate, trebuie susținut și non-casnicii și am să ajung la chestiunea respectivă. Dar eu n-aș fi de acord, de exemplu, ca cei care consumă câte 1000 de metri cubi, da, sau care au 3-4 etaje, da, și să primească chiar acei 500 de lei, da, prin care guvernul ar putea ajuta mult mai mult păturile vulnerabile. Da? Mm-hmm. Pentru că totuși cei care și-au asumat o casă cu 3 nivele trebuie să plătească de bunul simț tot ce consumă și să nu ajungă la ăștia 500 de lei. Și cred că asta este o inechitate, măcar că cineva poate să-mi spună că fac discriminare între consumatori. Eu cred că într-o bună zi Republica Moldova va avea o lege privind consumatorul vulnerabil și cred că criza aceasta energetică ne va demonstra că sărăcia energetică, așa cum se consideră și în Europa, va crește foarte mult. Va crește foarte mult și nu se pot fi de acord că în cazul celor care bine că au astfel de proprietăți, să beneficieze din partea statului. Eu pledez pentru agenții economici care folosesc gazul natural ca materie primă, pentru că în lanț vor crește prețurile pentru noi, da? Pentru că vrei, nu vrei, costurile materiei prime se transpun în prețul final. Nu atât de des, doamna Dorășteanu, ni se povestește la televizor despre faptul că mulțumim pentru compensații, încât eu am impresia că compensațiile astea vor asigura, deci dacă eu achitam până acum, să zicem, 2000 de lei pe lună și mie o să vină 4000, am impresia că atât de mult, atât mi se bagă asta pe cap, încât am impresia că tot 2000 o să achit în continuare și statul va achita celelalte 2000. Nu. Dumneavoastră insistați că va fi foarte, foarte dur. De ce credeți că va fi foarte dur pentru consumatorii casnici? Domnul Conț, am făcut un calcul simplu, fiind finanțist, deci pentru, hai să zicem, 60, între 60 și 70 de metri pătrați în apartament, undeva consumă de 300 de metri cub minim. Așa ca să nu stai în maiou sau deci să deconectez cazanul în timpul zilei și tot așa. Și atunci, după cum ați văzut, și guvernul pe primii 50 de metri cubi compensează, da? Deci cum îi compensează, dar cine mai consumă doar 50? Da, ok, în total se primește până la 150, a 200 de metri cubi o compensează cu un nivel financiar mai redus. Deci, dacă să ne uităm așa, oricum dumneavoastră nu o să beneficiați nici de cum de jumătate din ceea ce va veni pe factură să fie compensat de către guvern. Eu cred că șocul sau impactul acestor majorări de tarife și compensări va fi în facturile care vor veni în luna noiembrie pentru luna octombrie. În decembrie pentru noiembrie. Păi nu, că înțeleg că tarifele astea și compensările au fost aprobate retroactiv cu implementare din 1 noiembrie. Nu am văzut astfel de abordări. Păi da, dar noi în decembrie achităm pentru luna noiembrie. Pardon, da, în decembrie așa. Pentru noiembrie, da, pentru că în octombrie nu s-a... Mi-a venit aia pentru octombrie, și nu m-a apucat inima. Mai așteptăm un pic, să vedem, că e jumătate de noiembrie. Dar eu deja deconectez la greu. Dar cele 60 de milioane de euro pe care ne-au promis europenii, ne ajung pentru compensațiile astea toate? Păi dacă luăm că tot costul transpunerii a parțiale a acestor compensări sau susținerii de către stat a compensărilor care le-au propus este undeva 1,2 miliarde, deci bugetul, după cum v-am mai zis, avea 4 miliarde și ceva în conturi, deci mijloace financiare în conturi. Eu cred că este suficient să vedem pentru cum va fi transpus în legea bugetul pentru anul viitor.
Pentru mine ar fi foarte interesant să vedem cum au făcut, s-au făcut și achizițiile de gaze din surse alternative, da? Eu consider că ar urma să fie o anchetă privind prima, cum s-a alocat acel 1.700.000 către Energo.com, că tot din soldurile astea bugetare, da, care au fost la cont. Constituția spune foarte clar, articolul 131, alineat 6, dacă nu ai acoperire financiară, nu ai voie să faci cheltuieli. Au făcut-o prin situație excepțională și așa cum au decis guvernul și aș vrea foarte clar să înțeleg cum s-a baza juridică care a fost la oferirea pecurii din rezerva de stat. Dar aceste 1,7 miliarde de lei trebuie puși înapoi din nou fost luați? Normal, în genere, Energo.com fiind un agent economic, bineînțeleg că era stare excepțională, s-a ajuns, cum am zis-o, nu s-a gestionat criza la timp, s-a ajuns la momentul când guvernul nu știa ce să facă și a încercat să cumpere gaz din surse alternative, ce nu-i rău, dar volume mici noi trebuie să înțelegem. Eu aș vrea să văd și prețurile pentru volumele acestea mici, că de obicei în acest business, cu cât sunt volumele mici, cu atât prețul e mai mare. Plus să văd certificatul de origine a gazului. Dar până atunci, doamnă Tulășteanu, deci dumneavoastră spuneați așa, guvernul n-a acordat niciun ajutor pentru mediul de afaceri, adică compensațiile vor fi pentru consumatorii casnici. O mare greșeală, spuneți dumneavoastră. Dar de ce credeți așa? Ori la noi oamenii spun în felul următor, sau tot timpul, mare parte, cam așa gândesc. Ăștia care au business, agenții economici, au bani și au din împătie. Să-ți descurci cum pot. Noi n-avem. Pe noi statul trebuie să ne ajute. Da, spuneți, și asta e chestie sovietică la noi. Nu, asta e o mentalitate care nu mai funcționează și trebuie să fie eliminată din gândire, pentru că mediul de afaceri, în special cel de producere, după cum am spus, o brutărie, da, deci el are nevoie de materie primă, deci pentru a produce și atunci dacă costul la gaz s-a crescut de 3 ori, exact așa transpune el în pâinea aceea sau chifla aia, de 3 ori prețul spre vânzare. Normal, în cazul acesta, vânzările nu cresc, pentru că dumneavoastră dacă vă duceți, dacă cumpărați 2 pâini, acum cetățeanul o să cumpere pâine sau nu știu. Sau, de exemplu, fabrica de sticlă, da, care este un agent economic strategic, care are locuri de muncă, care plătește impozite, care da, deci, susține această economie așa cum este ea, șchiopătând, fiind vulnerabil la toate șocurile externe, dar putea să se aleagă anumi agenții economici strategici, care aveau nevoie de ajutor de stat. Și am mai spus-o și în campania electorală. Statul nu a dat nimic în pandemie agențelor economice. Da, suntem departe de țările europene care au compensat 80% din veniturile brute a salariaților care au stat în lockdown. Deci le-au făcut, în România s-a făcut amânarea la plată. O să vedem cum o să plătească CET-urile. Da? Pentru că CET-urile au datorii față de Moldova Gaz din anii precedenți. Deci tot lucrul ăsta trebuia să se vadă în complex. Da? Pentru că sunt în lanț, în lanț sunt transpuse și prețurile, majorările și după, eu cred că după termoelectrică, da, deci va veni, cred, probabil și majorarea pentru energia electrică. Păi ăștia au spus că, ai noștri spun că ăștia vor cere majorarea în martie, mai determin au voie. Au contractul, am înțeles, cu fix până în luna martie cu acest preț, dar trebuie să fim realiști, pentru că astăzi am rugat cineva din Transnistria să-mi trimită niște facturi, deci până la majorare partea stânga Nistrului plătea 95 de copeci, cum spun ei, deci pentru metru cub. Acum spun că va kilovator. Fi... Eu vorbesc despre gaze acum. Pardon. Că am cerut anume pe gaze. Pe kilowatt, acum am înțeles că revăd și pentru casnici. Am luat de la casnici, pentru că la întreprindere nu am avut acces. Și după scumpire spun că va fi o rublă 10 copeci, ceva de genul ăsta, care este oricum transpus în lei moldovenești și este de 10 ori mai mic decât tariful care l-a acceptat ANRE. Dar... pentru ca să revenim la energie electrică, noi doar știm foarte bine că Cuciurganu achiziționează gazul cu prețul, nu care este în contractul tripartit, Moldova Gaz, unde suntem noi acționari, unde este Tiraspol Transgaz acționar și unde este Gazprom. Ei achiziționează gazul cu alt preț. Plus că toată datoria părții stânge a Nistrului de 7 miliarde, care acum probabil va crește, de fapt este
o situație clară prin care acest regim din Transnistria este ținut în ultimii ani de independență, iar noi, malul drept, plătim prețul pentru energie electrică mai mare de 3 ori, un preț mai mare, decât am procurat energie electrică din alte surse. Și aceste considerente, deci și Cuciurganul este profitabil, dar toate lucrurile astea se fac din cauza că sunt interese și pe malul stâng și pe malul drept și voință politică nu există. Atât timp cât vor exista schemele în sectorul energetic, nu avem șanse să ca cetățenii Republicii Moldova să plătească așa zisul fair price, da, un preț corect. Doamna Dulaștea, un piculeț să revenim la faptul că agenții economici nu vor fi susținuți. Noi putem să-i criticăm toată seara pe cei de la putere, dar băieții din guvern totuși sunt băieți care cât de cât mai pricep. Iată, de exemplu, același Spânul, totul e businessman, el știe ce se întâmplă, că vor fi majorări în lanț, la tot ce e posibil, la tot ce nu se poate din majorat. Eu, sincer, domnul Gonța, nu știu dacă am criticat guvernul. Eu încerc să fiu constructivă și obiectivă. Faptul ce sau totuși credeți că ar putea să urmeze niște pachete acum când vor veni cu bugetul ăsta, dacă vor veni? Eu cred că da. Deci, domnii de la guvernare, probabil că se vor așeza cu traiu după 100 de zile deja și vor veni cu acțiuni concrete, vor avea acel plan de activitate. Și cât privește domnul Spânu, din ce am văzut în CV-ul lui, nu știu dacă, da, probabil vine din business, dar nu știu dacă a produs ceva, adică îi aparține. Deci, care se ocupă de business-ul pe care îl poate crea și conduce. Deci, dar este un băiat curajos și eu cred că are șanse de a crește. Deci, cu siguranță, domnul Spânu cel puțin a fost comunicativ față de faptul că acest guvern a comunicat foarte rău cu societatea. În schimb, presa a comunicat în locul lor. Presa servilă, scuzați. Scuzați. Așa, Dumnezeu cu ea. Da. Mai eu chiar aveam întrebări de genul ăsta despre domnul Andrei Spânu. Pe culoarele puterii politice moldovenești, se vorbește despre faptul că viitorul premier al țării în locul doamnei Natalia Gavrilița este Andrei Spânu? Știți, eu nu știu dacă astea sunt realități sau doar vorbe de culoar. Pe Natalia Gavriță o cunosc personal și cunoaște bucătăria, bine, nu a fost la acea poziție mare în precedentele guverne, dar cunoaște bucătăria și acum, sincer, eu cred că totuși guvernul Natalia Gavriță a fost lăsat un pic de izbele, știi, da, să se lămurească ei singuri cu criza pandemică și cu criza energetică. Toate lucrurile astea le vom vedea probabil după ce vom primi facturile, după ce vom trece iarna, vom vedea. Dar este o problemă. Deci sunt puțin în acest guvern care au trecut și au lucrat în instituții publice. Da? Și chiar dacă una din măsurile cele 148 care le-a arătat doamna prim-ministru Gavriliță îndeplinite, deci pe de o parte suntem mândri că au fost eliberați 355 de angajați în instituțiile publice, pe de altă parte facem apel de recrutare și că nu găsim specialiști. Deci eu am trecut și am lucrat în diferite guverne fiind tehnocrat, lansându-mă în politică doar acum și pot să vă zic că profesioniștii trebuie să fie lăsați să-și facă treaba, pentru că profesioniști, și eu am crescut în aceste sisteme, ei sunt detașați psihologic de către partidele politice și asta vă zic cu siguranță chiar că a fost ministru de finanțe. Da, pentru că dacă îți pui scopul și nu ești membru a unui partid, îți faci treaba care trebuie să o faci ca ministru. Iar eu trebuie să iau publicitate pentru că așa vrea regizorul și după care revenim, doamna Dulășteanu. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Doamna Mariana Dulășteanu, după iar devine primăvară. Facturile nu vor fi așa de mari. Lucrurile atunci vor începe din punct de vedere social-economic să stabilizeze. Pentru noi, moritorii de rând. Ce, cum se vor bate ei acolo și vor lua gâtul unul altul, asta e treaba lor. Pentru noi, care zi de zi, noi perioada asta, 4-5 luni, vom simți la greu cu facturile, prețul la tot, de câteva ori ați pomenit că lanțul s-a pornit și va fi serios, dur de tot. Dar din primăvară încolo, martie, aprilie, va fi spre bine. Vremurile bune, haideți să fac altfel, un pic ironic. Vor începe la modul practic. Să sperăm.
că vor veni și cele bune vremuri. Dar realitatea este care este, pentru că totuși analiștii străini, și o cunoaștem și noi, că o simțim, criza socioeconomică în urma acestei crize și pandemice și energetice se va acutiza. Deci avem o inflație globală, da, în urma acestor, hai să zic, injectări monetare care au făcut-o inclusiv, deci în primul rând Statele Unite, deci au parașutat în economiile sale mai mult de 3 trilioane de dolari. Și va fi o situație când toate țările vor urma să lupte cu inflația. Acum eu nu am văzut proiectul bugetului sau politicii fiscal-bugetare pentru anul 2022-2025, care ar trebui să aibă la bază indicatorii macroeconomici. Deci asta ar trebui să fie produs intern brut, pentru că totuși Republica Moldova a avut o roadă bună anul ăsta, deci și agricultura generează până în 30% creștere economică în țară, deci o problemă cu exporturile de produse, deci în special a fructelor și legumelor, dar asta este o altă temă și guvernul ar trebui să susțină. Totul depinde ce măsuri va lua guvernul pentru a ușura viața cetățenilor. Adică... Când mă refer la viața cetățenilor, mă refer din toate prismele. Deci, în primul rând, aș vrea să înțeleg salariul minim pe economie va fi majorat sau nu. Deci noi nu putem accepta să avem funcționari publici corect, cinstiți, judecători, procurori, să nu fie implicați în scheme, să nu fie corupți, dacă atâta timp cât o să oferim un salar nu cât decent, dar care efectiv îl impune pe acel om ca să-și plătească facturile sau să aibă interese personale. Asta este regretabil, este, să zicem așa, o caracatiță și eu sper că oricum văd că doamna Sandu totuși are un scop foarte clar și asta a fost în mesajul când a câștigat campania electorală, lupta cu corupția, și eu sunt adeptă la fel, să curățăm sistemul judiciar, să avem procurori corecți, judecători corecți, dar respectând legislația. Dacă să luăm așa, deci să respectăm legislația, totuși stat de drept, să facem lucrurile corect și nu pentru că ne-am făcut și faimoși și cu faptul, de exemplu, cu arestarea procurorului Stoianoglu în birou, care, hai să zic, suntem faimoși ca cea mai săracă țară în Europa, dar modalitatea cum a fost făcută și după aia întrebările care de ce s-a făcut, cum s-a făcut, noi, eu eram psihotare, deci eram în altă țară și să știți că era cumva disgustător cum s-a aplicat. Și nu, eu nu vin în apărarea domnului procuror general, da? Deci pentru că sunt adepta eliminării corupției la toate nivelele ce ține de justiție. Dar haideți să ne respectăm reciproc și să respectăm drepturile omului. Că ați pomenit despre inflație. Deci, în zadar, astăzi lumea a sărit la capul, în capul domnului ministru al economiei Gaibu, care zicea la emisiune la Lilia Burakovski că asta e, toată lumea cresc prețurile și trebuie să ne adaptăm și noi, altă soluție nu-i. Păi, nu știu, dacă, sincer, asta este un mesaj nu de ministrul economiei, pentru că asta e mai mult psihologic, așa, de a ne școli, de a ne impune că să, psihologic, să ne săgrem ceea ce este și nu-i corect. Pentru că un ministru economiei trebuie să dea și să insufle speranțe că, totuși, așa cum ați spus-o și dumneavoastră, în primăvară vom avea vremurile bune. Deci ar trebui să vină foarte clar cu măsuri ce ține mediul de afaceri, chiar dacă zic că nu sunt de acord să-l susțin, eu cred că totuși o să vedem la anul cine va plăti impozite și taxe, da? Și de unde va lua guvernul să, pentru că majorarea de pensie care au făcut-o la 2000 de lei, eu nu zic, sunt de acord că era necesar, dar ea va costa la anul 2 miliarde, trebuie să găsim aceste 2 miliarde. Compensațiile pentru tarifele doar la gazele naturale, iarăși 1.600.000. Deci tariful la gigacalorii la fel. Deci trebuie să înțelegem că susținerea sau așa să zicem să umblăm cu mâna întinsă prin toate, la toți partenerii externi, nu este pe termen lung. Și ceea ce am văzut astăzi, de exemplu, și am văzut că la finele octombrie s-a finalizat negocierea unui program nou cu femeiu, acele 564 de milioane de dolari promise de femei sau în cadrul programului, care este de fapt o enigmă, că nu l-am văzut publicat, deci nu am înțeles ce a negociat guvernul, ce a convenit cu femeiu,
Acei bani, 564 de milioane de dolari, vor veni pe parcursul a 3 ani. Și credeți-mă că a fost angajată a unei instituții financiare internaționale, știu foarte clar cum acești bani se alocă și se debursează. Nu ai îndeplinit condiționalitatea, stai și aștepți. Dar până... noi acum avem ochi frumoși. De ce să ne dea așa, pur și simplu, de ochi frumoși? Păi nu, nu avem se probleme. Face așa, deci oricum sunt niște condiționalități care sunt puse în timp, care trebuie guvernul, asumându-și aceste condiții, trebuie să le și livreze. Și eu sper că acest guvern va livra ceva concret. Da? Dar aș vrea foarte mult, iarăși ne-am întors la transparență și la comunicare, deci cel puțin din experiența mea în negocieri cu FMI-ul, în special când am fost ministru, că era criza financiară, bancară, 2008-2009, nu era cu program atunci, dar după orice misiune se face o notificare publică. Ce a agreat guvernul cu misiunea Fondului Monetar Internațional? Eu nu am văzut nimic în presă. Eu, în schimb, am văzut altceva, că tot vorbisem despre energia electrică și vreau să ne traduceți dumneavoastră în română, dacă e, ca să ne bucurăm sau... Începe construcția liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău. Guvernul nostru spune că asta ne va oferi mai multă independență energetică. Eu am un deja vu din 2009. Iar când începem construcția gazoductului și gata, oameni buni, nu mai depindem de ruși. Azi suntem în 2021. Țeava n-a înlărgit-o. Și tot prost stăm, și tot de la ruși luăm, pentru că dacă am fi luat prin țeava Iași de la frații români, că tot până la urmă au fi luat la Gazprom, că în mare parte româna și tot de acolo iau. Cu liniile astea, ce se întâmplă? Ce se el? Ce vedeți dumneavoastră? Gata? Scăpăm și de Cuciurgan? Deci, dacă eu am să încep cu țeaba, gazoductul Iași-Chișinău, care eu ce spun mulțumesc României, pentru că totuși au pompat gaz pentru a ține presiune, chiar dacă țeaba nu a fost lărgită și înțeleg, este o problemă tehnică care România are nevoie de un buget suplimentar de peste 20 de milioane de euro ca să putem să beneficiem de această sursă alternativă. Ținând de proiectul care este finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și care s-a semnat acum recent, desemnând un câștigător în ce ține de implementare proiectul Vulcănești-Chișinău, într-adevăr, aceste linii aeriene se necesită pentru a diversifica sursa de energie electrică. Eu cred că, domnul Gonța, noi am putea să uităm de Cuciurgan nu doar prin prisma acestui proiect. Da, cum? Deci eu cred că voință politică, deci Sacce Vulcănești tot este proiectul care e back to back. Eu, după cât îi cunosc, Cuciurganul operează activitatea sa, anume operațională, da, de producere a energiei electrice, deci pe baza ori la 4 din asta, cum se zice, că... Eu tot nu pricep. Bine, deci ei nu utilizează capacitatea 100%. Deci au 12 turbine, asta am vrut să zic, deci da, și operează la 4-6 turbine, deci nu la capacitate maximă. Eu cred că dacă ar fi, în primul rând, o voință politică de a elimina schemele sau interpușii, căpușile, și de pe malul drept și de pe malul stâng, în primul rând, Cuciurganul ar putea să ne livreze și să asigure Republica Moldova așa cum o face, la un alt preț. Plus, cred că energia de la Cuciurgan, dacă s-ar dori, ar putea să iasă și la export. Pentru că înțeleg, în trecutul istoric a făcut lucrurile astea. Dacă să ne întoarcem înapoi la linia aeriană Vulcănești-Chișinău, eu înțeleg că acest proiect, dacă va fi dat în exploatare, în 2025, pentru că tenderul a fost acum, au nevoie de 48 de luni, pare mi se, deci durează și cred că în acest timp, oricum, faptul că guvernul încearcă să meargă înainte cu proiecte care diversifică resursele energetice este binevenit, dar eu sper că într-o bună zi guvernul se va așeza și va lucra cu toate părțile și inclusiv cu partidele politice extraparlamentare sau parlamentare privind strategia securității energetice la nivel național, care ne va da claritate. Ce facem cu Stânca Costești, ce facem cu hidrocentrala de la Dubăsar, ce facem
cu ceturile, ce facem. Deci să le punem sectorial, diversificarea energetică, gazele naturale, diversificarea resurselor, diversificarea energiei electrice și desigur că și în contextul gestionării, hai să zicem așa, a pieței produselor petroliere, tot sper că într-o bună zi nu vom mai avea amatori în Parlament care să modifice legislația cu ANRE-ul în fiecare lună, da, pentru a menține prețuri, că nu se face prin acea metodă, să avem o claritate și coerență, predictibilitate pentru consumatori. Spune în punct subiectul economiei, o notă deci guvernului Găvrelița pentru 100 de zile, vreți să ne dați? Sau și aici vreți să evitați ca și în cazul mai ESM? Da, eu cred că e singură. Atâta am văzut în program că s-au apreciat. Nu cred că e cazul să le dau eu o notă. Ați citit cele 148 de realizări? Le-am citit și le-am cu mine. Sunt multe care nu... Pare mi se sunt, fac derapaje de la realități, adică nu pot să zic sau să confirm că nu sunt adevărate, dar sunt hotărâri de guvern care nu le-am găsit în monitor oficial. Poate n-au reușit să le publici. Nu chiar să practică lucrul ăsta. COVID-ul. Noi stăm prost pentru că stăm prost sau stăm prost pentru că suntem sau pentru că situația este gestionată foarte prost de către cei de la Ministerul Sănătății. Eu cred că criza pandemică în Republica Moldova din start a fost, hai să zic așa, nu pot să condamn nicio guvernare, dar a fost scăpată de sub control de către autoritățile publice, da? Deci fără să dăm numire unor guvernări. Dar oricum, chiar târziu, dar s-au făcut măsuri concrete, au apelat la tot suportul OMC-ului, deci la parteneri externi. Mulțumim României ca și altor țări din europene care au reacționat cu vaccinul. Cu comunicarea și campania vaccinării am stat așa cum am stat și o vedem acum. Pentru mine o mare întrebare este, domnul Gonța, dacă se cred statisticilor emise de către Ministerul Sănătății privind infectările și privind decesele. Deci sunt derutată la acest capitol și nu înțeleg să cred sau să nu cred. Pe de o parte... Dacă însuși ministerul spune că astăzi au murit 50 de oameni, după care peste jumătate de ceas spune că dar din ăștia 50, nu toți 50 au murit de COVID și nu de azi. E cam strani acolo. Nu, deci lucrurile astea trebuie să fie analizate foarte minuțios și chiar faptul că dacă aruncă societatea în panică, trebuie să o înțelegem, da? Pentru că nu poți să faci alegeri parlamentare anticipate și să nu vorbești despre COVID și pe data de 7 iulie, apropo, nu a fost nicio infectare cu COVID. Da? Deci zero. Nu-mi explic cum, ca după aia introducem Republica Moldova în codul roșu, care acum, iarăși statistica zice, așa cum ați menționat și noastră, avem infectări, avem decese și eu nu înțeleg care statistică este corectă, pentru că în cazul meu, eu, de exemplu, zbor foarte des, în afară de faptul că am făcut teste care am o întrebare și la aceste teste și cea mai, apropo, mare greșeală pe care a făcut-o guvernul dat sau Ministrul Sănătății, când am emis decizia privind testarea pedagogilor din contul mijloacelor proprii. Deci eu lucruri din asta n-am mai auzit, dar și sper totuși că să-și revadă viziunea. Dar pandemia, din punct de vedere a vaccinilor, cred că s-a obținut maxim ce s-a putut. Comunicarea a fost proastă, gestionarea a fost haotică. Ok, eu mai am două întrebări, noi încheiem. Am să trec radical la un subiect altul. Aici rămânem la guvern. Dacă ar fi voia dumneavoastră, ce ministru a zburat din actualul guvern? Păi, cred că ei știu mai bine care își doresc, care nu își doresc. Înțeleg că mulți din, o parte din ei chiar e singur conștientizează faptul că nu se regăsesc în acele funcții de ministri. Nu pot fi indiferentă de instituția unde am crescut eu și mi-am făcut cariera mea finanțist, pentru că e bine să creezi ceva și când vii, chiar dacă nu ești din domeniu, în cazul ăsta avem în guvernul actual foarte mulți din ONG-uri care nu au avut o zi de lucru practic, e bine să nu distrugă nimic, da? Deci să lăsă în primul rând profesioniștii să-și facă treaba.
să nu distrugă ceea ce a fost făcut pe aceste perioade de independență, că totuși s-au făcut multe lucruri bune. Și eu cred că, nu știu, după cum am văzut că doamna Nemereanu atâtea laude sau idolizează pe domnul Spânu în loc să se ocupe de vaccinare, deci mi se par niște lucruri absurde așa. Deci, în special mă refer la faptul cum arată domnul Spânu cu mapa în fața domnului Miller, deci mi se pare ridicol. Deci haideți să fim serioși, să ne ocupăm de funcțiile care sunt atribuite conform regulamentul privind activitatea guvernului. Dar cred că doamna prim-ministru Gavriliță știe mai bine pe cine să remanieze. Dar e bună premieră, profesionist. Eu am lucrat cu dumneai, deci cred că îi vine nu ușor, pentru că da, deci este o funcție nu simplă, responsabilă. Eu cred că ea va decide în continuare ce să facă. Eu cred că doamna Natalia Gavriliță are ambiții politice mari, chiar dacă în acest guvern dânsa a făcut cum a făcut și chiar dacă a avut unele erori sau, să zicem așa, exprimări care nu corespund funcției, dar cunoscând-o pe doamna Gavriliță, eu cred că ea are ambiții politice și în curând vom vedea schimbări, probabil, că nu știu în ce sens. Și sper că ea își va continua viața politică în Republica Moldova. Ok. Da, bine, ambiții politice probabil în pas mult sau. Da, da. Dar nu mai doar în pas, astea sunt de fapt în partidele care deja cresc, au devenit mari și un pic și pierd din realitate vieții. Cine credeți dumneavoastră că îl bate pe Ion Ceban în 2023 pentru că acesta nu e al doilea mandat de primar de Chișinău? Păi, urmărind presa, am văzut că partidul PAS va avea candidatul său. Nu-l cunosc cine va fi. Dacă va fi un manager care are rezultate și are capacități manageriale mai bune decât domnul Ceban, mult succes. Dar deci acum să fiu obiectivă, personal nu mă cunosc cu domnul Ceban, am avut niște discuții la general, dar totuși eu percep ceea ce îmi spun cetățenii de rând când merg pe stradă. Și credeți-mă că merg des pe jos. Și cetățenii spun că se simt schimbări. Acum nu i-aș dori să-i fac marketing sau PR, dar totul depinde cine va fi contracandidatul. Eu consider că la primărie, într-adevăr, trebuie să fie un manager care are experiență în a gestiona lucruri concrete prin fapte concrete. Deci nu se acceptă doar populism, da? Deci și promisiuni care nu sunt realizate. Dumneavoastră era stabilită la Londra până la ultima campanie electorală, da? Sau era... Sau... Eu mai am reședință în mai multe țări. Gata, acum sunteți aici? Stați aici? La Chișinău? Încerc, da, să mă localizez aici. Acum, să fiu corectă, deci eu pot activa online de oriunde, dar fiind implicată și preluând Partidul Legii și Dreptății, deci încerc să fiu mai mult aici. Uh-huh. În Chișinău, dacă nu este un scandal, el se inventează. Iată, avem o mică problemuță cu Ministerul de Interne. În hol, acum câțiva ani, ministrul de atunci al internelor, Andrei Năsasă, a pus o cruce. A venit Mitropolitul Moldovei, Mitropolitul Basarabiei, au dat mâna și s-a început. Și iată, s-a terminat și istoria asta, sau aproape s-a terminat, Curtea Supremă de Justiție a zis că scoateți crucifixul, actualul ministru de interne sau actualul conducea ministerului, zice că bine, îl vom scoate, Năstasă zice că merge la CEDO, o concluzie aveți la subiectul ăsta? Dacă nu, încheiem emisiunea acum. Eu cred că prioritățile Ministerului de Interne sunt multe și mari și în contextul cu traficul de ființe umane și cu drogurile și în general instituțional. Nu știu dacă acest subiect ar fi o prioritate în stradivăr sau că scoatem crucifixul de acolo sau îl lăsăm. Iarăși, cred că se politizează acest subiect și cred că doamna ministru Revenco
are suficiente restanțe la capitolul cum gestionează Ministerul de Interne și nu știu dacă asta este o problemă acum. Cred că ar fi rușinos să mergem la CEDO, pentru că avem atâtea dosare într-un an care ajung la CEDO și eu cred că cetățenii, și conștientizând că totuși suntem ortodoxi, nu ar fi cazul, ar fi cazul să fie o împăcăciune morală. Doamna Dulăștean, noi vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost anul la emisiune. Eu vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici, în studio. Mulțumesc mult! Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri!